Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Astăzi la GoNext TV avem un invitat și nu doar un invitat care ne va vorbi despre o destinație, un invitat care ne-a invitat într-o astfel de destinație, vorbind despre Amulianii, insula Amulianei din Grecia. Mulțumesc pentru participare, Florin Albu. Mulțumesc, Adrian, că m-ai invitat în emisiunea ta. Merită orice efort pentru că este o destinație deosebită, după cum ai văzut. Este o destinație atât de frumoasă încât am ținut ca această emisiune să nu se întâmple la București sau la Constanța, ci chiar aici în Amulianii, și asta pentru că în spatele nostru este Marea Egee, avem un peisaj superb care merită exploatat, ca să zic așa, la maximum. Da. Exact. În primul rând vreau să le explicăm oamenilor ce este cu insula Amulianii, cum ai ajuns tu să cunoști această destinație și mai mult decât atât, ce te-a atras în prima fază la ea. E o poveste un pic mai lungă, pentru că am început povestea asta undeva prin 2017, la un târg de turism, aflându-ne, un coleg de-al nostru din presă a zis: Florin, am un prieten în Grecia care conduce un birou de turism în insula Amulianii. Zic, unde e insula Amulianii? Pentru că nu aveam nicio idee unde este ea. Păi, hai să vorbești cu el mai multe și până la urmă vedem ce se întâmplă. Și bineînțeles că la discuția pe care am avut-o cu domnul Nikitas Matigakis, a fost o discuție foarte professional, să zic așa, foarte profi. Domnul Nikitas fiind președintele Asociației Oamenilor de Afaceri de pe insulă. Da, el este cel care a reușit în ultimii aproximativ 10 ani să aducă la un loc toți oamenii de afacere de pe insulă și să creeze un birou de promovare și dezvoltare a acestei insule pentru turism. Te-ai întâlnit cu dânsul și ai spus, ok, vreau să aflu mai multe despre insulă. Ce ți-a atras atenția la început? În primul rând mi-a atras atenția faptul că se afla în golful muntelui Athos, Athos fiind ceva deosebit pentru mine. Mi-am dorit mulți ani la rând să vin să văd Athosul. Încă n-am reușit, probabil că de acum acolo vom reuși să facem și partea asta. Și pentru că era singura insulă locuită din acest golf al muntelui Athos. Și asta mi-a atras atenția pentru că am zis, o singură insulă într-o zonă destul de interesantă din punct de vedere geografic vorbind. Care a fost propunerea dânsului? Propunerea dânsului a fost așa. Florin, noi avem o insulă micuță, avem puțini oameni pe insula respectivă, dar în sezon să știi că acoperim vreo 10.000 de oameni. Pentru asta vrem să aducem cât mai mulți turiști, iar pentru destinația România, încă nu am reușit să pătrundem acolo. Zic, o nouă piață turistică, deci practic noi trebuie să venim, să facem ceva acolo și să promovăm, să dezvoltăm insula Amulianii ca vânzare de turism în România. Și atunci am început să-mi vină idei. Cum pot să promovez un loc, o locație, o destinație pe care nu o cunoșteam și în ce fel am putea o promova astfel încât să creăm toată structura de a aduce turiștii români aici. Și mi-am gândit că cel mai interesant lucru ar fi să aducem în insulă mai mulți jurnaliști, să creăm un cadru destul de plăcut pentru ei, ca să aibă ce să povestească, să le vizităm, să descoperim insula pas cu pas. Și atunci am zis, dragii mei, facem o echipă specială de jurnaliști din România și mergem în Amulianii. Și așa am ajuns în Amulianii. Când se întâmplă asta? În ce an? În 2017 se întâmplă asta. Desigur că curiozitatea era fantastică, nu știam insula, nu cunoșteam, zic, bă, o fi, hai să facem și pasul ăsta. Iar în momentul în care am ajuns pe insulă, a fost un șoc, dar un șoc în sens pozitiv, pentru că mirosea flori, mirosea verdeața, a crud, a plăcut, extraordinar. Și când am pus piciorul pe insula asta, am zis, fantastic, n-am crezut să trăiesc și chestia asta. Și am trăit-o până la urmă 4 ani la rând. Ați venit aici și ați promovat insula atât de bine încât, am să dau așa din culise, anul acesta când ai venit, ai întâlnit cu oameni, cu români, pe plajă, care ți-au spus, a, tu ești omul cu filmul. Da, a fost și pentru mine o surpriză. Când faci un lucru pe care îl faci cu sufletul, muncești pentru asta, nu te aștepți să ai nu știu câți fani sau ceva de genul ăsta. Iar când pe plajă m-am întâlnit cu oameni care au vrut să-și facă fotografie cu mine. La recepție m-am întâlnit omul cu filmul, e foarte interesant. Sigur, e
rodul muncii pe care o faci. Se vede că te-ai implicat, că ai dăruit ceva din ce a fost al tău, pentru că, ținând cont, în 2017, zic, mamă, asta e insula, insula pe care am descoperit-o prima dată, eram nebunit să fac, pentru că, știu, mergi într-o zonă, trebuie să o cunoști pas cu pas, fiecare piatră înseamnă un pic de istorie, fiecare, și asta încercam să facem noi cu gașca de jurnaliști, oare ce e acolo, oare, despre ce să vorbim, cum să... Și ne-am seama că insula e foarte mică, de altfel, nu știu dacă sunt 6 km dintr-o parte în cealaltă al insulei, dar am întâlnit niște oameni deosebiți, oameni care își doreau să-ți spună povești despre bunica, despre bunicul, cât de frumoasă e insula, cât de frumoase plaje au, tot felul de lucruri din astea. Și zic, băi, musai să facem ceva pentru oamenii ăștia, pentru că merită. Și iată, așa ușor, ușor, am descoperit insula, am descoperit cele 23 de plaje, am descoperit tavernele care sunt grozave. Fiecare are ceva de spus, fiecare tavernă înseamnă ceva, fiecare tavernă îți spune altceva pe masă. Hai să o luăm puțin așa cronologic. Cum ajungi în Amuliani? Care e cel mai bun traseu? Noi venim cu mașina aici, dar poți să ajungi și cu avionul. E adevărat, cu avionul este simplu, pentru că e o cursă directă din București și vin la Salonic, iar de la Salonic până pe insulă sunt aproximativ 120 de kilometri. Varianta cu mașina, în total sunt în jur de 850, maxim 900 de kilometri. Pe sigur, trebuie să traversezi Bulgaria, iar în momentul în care ai ajuns partea de nord a Macedoniei, cobori un pic spre Halkidiki, zona Halkidiki, și la aproximativ 2-3 ore de mers din zona Halkidiki ajunge la Amuliani. Treci pe insulă cu feribotul, evident, poți ajunge aici și cu mașina, de altfel sunt și niște mașini în spatele nostru. Șoferii care vin aici, sau știu, turiștii români care vin aici, sunt întâmpinați de peisajul ăsta foarte verde. Noi suntem aici în luna iunie, totul este înflorit, sunt leandri, sunt, eu știu, tot felul de plante înflorite. Care a fost prima ta senzație când ai venit aici? În ce perioada nu e venit și care a fost prima ta reacție? Noi am venit prima dată în mai. Atunci abia începeau să înflorească florile, să se dezvolte. Dar mixul ăsta de mare, vegetație, aș putea spune o vegetație luxuriantă, pentru că e atât de combinată și chiar sălbatică în anumite zone, a fost cel mai interesant lucru pe care l-am văzut. Mergând și învățând locurile cele mai interesante de pe insulă, la un moment dat am găsit un cadru superb. Cred că așa cum e și în film, niște flori mov, de un mov, așa o culoare din aia. Am stat cu cadru pe floarea aia, cred că jumate de oră, ca să-mi iasă, vineau albinele. Deci zic, măi, zici că ești ca pe vremuri la bunica acasă. Și asta a fost și primul meu sentiment. Mixul ăsta de peisagistică, de plante, de mare, de structură geografică, să zic așa, cu mixul ăsta de o Grecie puțin învechită, o Grecie puțin mai clasică, da. Mai altfel decât găseam în celelalte insule. Nu sunt resorturi cu piscine, cu topogane, nu sunt, eu știu, zone de-astea ultra all-inclusive și așa mai departe, cum suntem poate obișnuiți din Rodos, din, eu știu, în zona turcească, Mării Egee și așa mai departe. Exact. Cazările sunt, eu știu, de altă natură, sunt... poate afaceri de familie care s-au dezvoltat ușor-ușor. Hai să-mi spui puțin despre partea asta. Când vrei să faci, să-ți cauți cazare, unde cauți cazare și ce fel de tipuri de cazare poți să găsești aici? Asta a fost una din problemele pe care noi le-am întâmpinat venind prima dată aici. Desigur, în gașca noastră de jurnaliști, noi avem o echipă foarte bine structurată. Am constatat că pentru a fi mai ușor să faci o rezervare în Amuliani din România, trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăstea, și am creat un site. Îl se cheamă amuliani.ro, în care am adus toate cunoștințele noastre din cei 3-4 ani pe care i-am petrecut pe insulă, cu informații acolo. Deci cel mai simplu, acolo pot găsi toate variantele și categoriile de hoteluri. Într-adevăr, nu există o piscină pe insulă, nu există deocamdată, dar... Va fi o piscină, da, anul viitor, să sperăm că o lansăm împreună, și diferă foarte mult structurile. Poate să fie apartamente mai modeste, cu mini-kicinetă și trei locuri în cameră, un loc pentru copii, pentru că destinația
și ei vor să promoveze la modul acesta, este pentru familii cu copii sau tineri căsătoriți, cupluri. Și deci putem avem varianta apartamentelor, avem varianta unor hoteluri de 2, 3, chiar 4 stele. Cu tot ce înseamnă povestea asta și toate structurile lor pe care le au. Ce mi-a plăcut aici este că oamenii de afaceri se ajută între ei și modul cel mai simplu de a te ajuta este să-l lași și pe celălalt să trăiască, să-și dezvolte o afacere. Și am să-l dau un singur exemplu care mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am auzit tot de la tine, dar nu-l credeam atât de, eu știu, bine structurat, să zic așa, până am ajuns aici. Acum m-am lămurit. Hotelul îți oferă doar micul dejun. Corect. Unele dintre chiar nu au mic dejun. Și asta pentru că vor să-i lase și pe cei care au restaurante, taverne, terase și așa mai departe să trăiască, să-ți ofere ceva de mâncare, să te bucuri de masa de prânz și de seară, nu tot la restaurantul hotelului. În același loc, să poți exact, să le schimbi. Pentru să că poți să variezi au variantă, cumva. Da. Ce poți să mănânci aici în Amoliani? E complicat. Noi ne așteptam să mâncăm souvlaki și mâncăruri specifice. Gyros, specifice grecești, să zic așa. Ori am fost bombardați cu caracatițe, am fost bombardați cu calamari, am fost bombardați cu diverse fructe de mare. Chiar în primul nostru trip, nu cred că a existat o tavernă care să nu ne dea un tip de seafood, un tip de fructe de mare, ceva deosebit. Ba, dincolo mâncam caracatițe, dincolo ce mâncam calamari. Și tot așa. Și ăsta e un lucru iarăși foarte interesant, pentru că zona, din câte am înțeles noi în decursul timpului, este cunoscută ca a doua producătoare de fructe de mare din nordul Greciei. Primul fiind Salonic Firește și a doua este Amoliani, care pescuiesc și trimit în toată partea de nord a Greciei, vorbind de zona turistică, fructe de mare. Au ajuns chiar să facă export către România. Exact, fac export către România. Deja s-a făcut o întreagă rețea de la pescuit, la preparatul fructelor, la încongelatul lor și trimis în alte părți, adică în România. Da, e o chestie foarte interesantă, pentru că te aștepți să mănânci doar souvlaki, să mănânci alte mâncăruri grecești, salată grecească și așa mai departe. Le ai și pe acelea. Le ai și pe acelea. Pește sau fructe de mare. Uite, eu nu sunt atât de mult, eu știu, atras de pește sau de fructe de mare și atunci pot să spun că am avut ce mânca în această zonă, adică nu rămâi nemâncat. Da, inclusiv astăzi am mâncat ceva deosebit, musacaua grecească am servit-o astăzi, pentru că ei se mândresc cu produsele lor locale și vor să le scoată în evidență și asta e un lucru foarte bun. Tocmai pentru faptul că vor să conserve insula în sensul că să o păstreze așa puțin mai sălbăticuță, să te duci cumva la patiseria de peste drum care furnizează pâinea și pentru hotel sau ceva de genul ăsta. Dar toată lumea trebuie să trăiască, cum am spus. În momentul în care vii aici, te gândești la, ok, ce pot să fac când vin în vacanță? E adevărat, ai o cameră cu tot confortul, ai restaurante, taverne și așa mai departe, dar ce activități ar fi, eu știu, recomandate turiștilor care vin în zonă? Întotdeauna, atunci când vii într-un concediu, nu vrei să faci doar plajă, să înoți în mare și sau să-ți folosești timpul liber odihnindu-te în cameră. Există și alte variante, există foarte multe excursii opționale. Una dintre cele mai cunoscute este croaziera pe peninsula Muntelui Athos. E o croazieră de aproximativ 3 ore jumate, unde la o distanță de 500 de metri față de peninsulă, că n-ai voie să te apropii mai tare, poți să vizitezi și să cunoști mănăstirile Muntele Athos. Ele sunt vreo 20 în total. Noi vom vedea în această croazieră, dacă vom opta pentru asta, o vom alege, cred că 12, pentru că celelalte sunt pe partea cealaltă a brațului, unde nu prea sunt schituri, sunt mănăstiri mai... Trebuie spus că insula în sine, până în 1925, a aparținut unei astfel de mănăstiri. Da, insula a aparținut unei mănăstiri foarte mari, ea se numește Mănăstirea Vatopedu, de altfel centrul cu piațeta principală a localității, a sătucului turistic, nu putem să spunem că e un oraș, e un sătuc turistic. A fost construit de călugări de pe Muntele Athos, de la Mănăstirea Vatopedu. Ea a fost donată, practic, a fost un contract între guvernul grec și guvernul Muntelui Athos, că știi că sunt două guverne diferite. E interesantă povestea, pentru cei care vor să aprofundeze, găsesc materiale suficiente pentru asta.
Practic, în urma războiilor turco-grecești, refugiații au primit cumva acceptul să se așeze pe această insulă și să-și dezvolte o viață firească și normală. În momentul de față sunt 500 de locuitori și trebuie specificate aceste cifre, sunt 500 de locuitori, care, oameni care stau efectiv pe insulă. Permanent pe insulă, da, într-adevăr. Dar pe timpul verii ajung la 10-12 mii de locuitori, având în vedere că sunt și turiști, nu numai persoanele care locuiesc aici. O excursie ar fi pentru a vedea Muntele Athos. Ce altceva poți să mai faci? O altă excursie și mie mi-a plăcut foarte tare este o zi în Laguna Albastră. Laguna Albastră, trebuie să-ți imaginezi că e un golf neamenajat, cu o plajă sălbatică, unde practic mergi cu o barcă, te lasă în mijlocul golfului, înoți până la plaja respectivă, îți așezi șezlongul și, mă rog, rogojina, umbrela și tot ce trebuie și stai și te bucuri de... Marea este are o culoare, un albastru, în general e un albastru frumos, dar acolo are un albastru mult mai profund, e ceva deosebit. Și nu ai nimic decât pădurița, o plajă foarte îngustă de altfel, dar apa e foarte caldă, e foarte caldă. O altă excursie pe care noi am făcut-o este mănăstirea Zigu. De fapt, este, ei spun că e prima mănăstire care... N-am apucat să o vedem de data asta, pentru că, având în vedere pandemia și problemele care s-au creat în urma acestei pandemii, au fost foarte multe muzee închise, din păcate. Mănăstirea Zigu este un obiectiv extraordinar, încă se păstrează un mozaic care are cea mai mare vechime de pe... Și se presupune că, de fapt, de acolo au început construirea mănăstirilor de pe Muntele Athos. Aia e cea mai veche. De altfel, e singura pe care pot să o vizitez, inclusiv că o pot vizita inclusiv... imaginați că e un sit arheologic, nu e altceva. O altă excursie extraordinar de frumoasă este o vizită în orașul Staghira. Este locul de naștere al lui Aristotel. Tot așa, n-am putut să o vedem anul ăsta, dar se presupune că, practic, Aristotel este îngropat acolo. Ei așa spun, că se fac cercetări, încă n-au găsit, se presupune unde este mormântul propriu-zis, dar nu se știe absolut sigur. Sigur, orașul Uranopoli, orașul cerului în traducere, e un oraș extraordinar de frumos, este ultimul oraș pe care poți să-l vizitezi înainte să depășești granița cu Muntele Athos. Uh-huh. Există acolo un muzeu foarte drăguț, este turnul lui Prosforio, așa, o clădire din piatră, specific grecească, în stil bizantin, și vorbește despre viața primilor călugări care au ajuns în Uranopoli și au plecat mai departe în munte. De asemenea, jumătate de zi, nici nu trebuie mai mult de fapt, poți să faci un half day tour în insulă și să vizitezi muzeul local din Amuliani. Amuliani, cum spun ei, unde există obiecte, lucruri care au aparținut bunicilor și străbunicilor, locuitorilor de astăzi ai insulei, au fost donate, iar intrarea la muzeu este gratis, numai în ideea de a prezenta insula așa cum a fost ea de la începutul și până în prezent. Unul dintre lucrurile care trebuie făcute atunci când vii pe insulă este să faci un tur al plajelor. Și este aproape imposibil ca într-o săptămână să le vezi pe toate. Pentru că insula are 23 de plaje. 23 de plaje. Și toate aceste plaje sunt superbe. Sunt zone naturale, multe dintre ele sunt, cum avem și noi în spatele hotelului aici, o plajă de numai, poate, nu știu, 20-30 de metri. Exact. Da? Neamenajat. Pe care n-ai șezlonguri, n-ai petreceri zgomotoase, n-ai baruri, n-ai nimic de genul ăsta, iar totul este făcut cât mai natural, e lăsat așa cum l-a lăsat natura. Da, asta este iarăși un aspect pozitiv al insulei, pentru că nu vei găsi genul acesta de plaje în Thasos, spre exemplu, nu vei găsi genul acesta de plaje în Rodos. Românii călătoresc și cunosc destul de bine insulele. Aș recomanda din cele 23 de plaje, măcar 3 să vă zic, dragilor, cei care ne priviți, atunci când veți ajunge în Amuliani, nu ezitați să vizitați măcar 3 plaje. Una este Alikes, este o plajă foarte frumos amenajată, cu beach bar, cu umbrele, cu șezlonguri, unde veți găsi cu siguranță un loc al vostru de să vă simțiți bine. Este o plajă acreditată cu Blue Flag, mi se pare că are 2 delfini sau 3, nu mi-aduc aminte exact. O altă plajă deosebită
destul de interesantă și nu seamănă cu cealaltă este Megaliamos. O altă plajă care îmi place mie se cheamă Caracatia, o plajă foarte intimă. E un loc în care temperatura e un pic mai răcoroasă decât pe alte plaje, pentru că există un golf încadrat de niște structuri muntoase mai înalte. Desigur, trebuie neapărat să găsiți și voi plajele voastre preferate atunci când veți veni aici, pentru că veți avea timp să vă plimbați măcar o zi să le vizitați. În momentul în care vii aici, te gândești să aduci ceva și acasă pentru rude, pentru familie. Ce îți oferă insula pe partea asta de shopping? Aleea principală este o alee mai mult pietonală. Seara se închide, tocmai pentru ca pietonii, turiștii să se plimbe liber, fără să aibă mașini prin preajmă, să zic așa. Sunt magazine cu o grămadă de suveniruri tipic, clasice, dar veți găsi și bijuterii, veți găsi și foarte multe lucruri făcute handmade pe plajă, pe insulă. Gândul la plajă mă duce mereu la alte lucruri. Deci, cu siguranță veți găsi ceva ce să vă placă foarte tare. M-aș putea recomanda un magazin care, pentru mine, este preferatul meu și de câte ori ajung pe insulă, mă duc să găsesc ceva interesant acolo, pentru că ei tot timpul aduc produse noi, care sunt în trend, să zic așa. Priconisos se cheamă magazinul, chiar la intrarea din port, e prima imagine a insulei, să zic așa. E un magazin în care găsești și partea asta de icoane sau mire. Asta vreau să spun. De ce este deosebit? Este deosebit pentru faptul că tot ce veți găsi în acest magazin, în afară de produsele care sunt în trend, sunt lucrate de către călugorii de la mai multe mănăstiri de pe Athos. Și veți găsi icoane pictate manual, veți găsi ceșcuțe de cafea pictate manual, veți găsi vinuri, foarte bune vinuri, tocmai făcute de călugorii din munte. Fiecare mănăstire au o concurență între ei, deja au branduri pe vinuri și exportă cantități foarte mici, că nu le găsești decât foarte mici, pentru că n-au cantități uriașe. Dar aici le puteți găsi cu siguranță și e interesant să le încercați și pe acestea. Florin, ne apropiem de final, dar aș vrea să-ți adresez o întrebare. În momentul în care te gândești să-ți faci concediu, ai văzut deja Amulianii de 3, de 4 ori. Da. Ce te motivează să vii din nou aici? Da, e o întrebare foarte frumoasă, pentru că întotdeauna când merg în concediu, mă gândesc în primul rând la safety, la siguranța familiei, siguranța copiilor. Amulianii îmi oferă această siguranță. Orașul fiind micuț, orășelul fiind micuț, plajele sunt amenajate, copiii se pot plimba liber pe stradă, pentru că nu există polițiști pe insula asta, ca să înțelegem, nu se fură lucruri aici, deci nu aveți problema asta dacă veți veni aici. Am văzut mașini lăsate cu geamurile deschise. Exact, da? Deci lumea se cunoaște între ei, dar faptul că ai toate acestea la un loc, în primul rând, când ești turist, întrebi, băi, e ok dacă mă duc acolo, o să fiu bine, o să fiu în siguranță? Da, ăsta este un lucru pe care îl bifez. Al doilea, am plajă, bineînțeles, și plaje frumoase, am spus, sunt clasificate și în al doilea, am unde să mă cazez? Da, am unde să mă cazez. Deci toate aceste lucruri combinate cu peisagistica deosebită, cu marea extraordinar de frumoasă, apa caldă și toate astea la un loc, creează acel produs turistic excelent, care cam ar acoperi cam toate gusturile fiecăruia. Îți mulțumesc mult pentru participare. Și eu îți mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să stăm de vorbă. Sper ca și pe viitor să reușim să mai descoperim și alte destinații, să le putem prezenta împreună, dragii mei. Cu siguranță. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu sunt Adrian Boioglu și până data viitoare vă doresc o zi mai bună.